Deci mai facem și partea aceasta de infrastructură și apoi facem și scările ca să terminăm, să știm că am construit clădirea, ca în celelalte cursuri să generăm planșele și să ne ocupăm de armarea 3D și sigur cantități. Și cam asta e momentan structura noastră. La această structură o să copiez nivelul acesta și în subsol și mai închid cu pereți, tot de 25, ca să fie o cutie, după care am plasat și un radier sub acesta. Facem dublu clic pe spațiu de lucru și practic mai facem încă o dată această operațiune. Vreau să mai văd și câteva șmecherii. De exemplu, aici sunt bifate foarte multe desene, sunt 20 desene bifate. Dacă vreau să bifez un singur desen fără să pierd selecția cealaltă, este suficient să-l fac dublu clic. Deci dacă vreau să fac dublu clic pe structură parter, deci dublu clic obișnuit, atunci îmi deschide fix structura de la parter și nimic mai mult. Care e avantajul? Că pot să o culeg, să o selectez Ctrl-C, deci am copiat un clipboard, fac dublu clic pe spațiu de lucru și observați că sunt pe tonuri mai șterse celelalte pentru că nu mai au bifa din față. Mă duc acum în zona de subsol și bifez desenul 41 pe care îl numesc structură subsol. Și dau închidere. Și aici o să dau Ctrl-Alt-V, adică Paste Original Position. Și am copiat structura aceasta și la nivelul subsolului. Similar procedez și cu placa de peste subsol. Fac dublu clic pe spațiu de lucru. Placă subsol. Și de asemenea trebuie să fac acea atribuire. Deci fac clic dreapta, atribuire cote, placa de peste subsol începe de peste subsol și vine până sub parter. Deci de la minus 0,26 la minus 0,1. Și dăm OK și iar OK. Și facem același truc. Deci luăm o placă, putem lua de la desenul acesta, deci trucul constând în a da dublu clic pe un desen. Deci dăm dublu clic pe desenul 39 și atunci mi-l deschide doar pe acesta. Selectez tot, Ctrl-C, dublu clic pe spațiu de lucru, îmi pun pe roșu și bifez din față placa de la subsol, închidere și dau Ctrl-Alt-V. Deci așa, în această manieră am copiat și placa aceasta. Ea mi-a rămas deschisă și... Bun. Deci acum am, practic, am mai adăugat în ciclu de copiere, am mai făcut toată aplicația aceasta, vreau să facem radierul. Radierul, desenul de fundație, văd că începe de la un minus 3,1, minus 4,1 până la minus 3,1, e corect. Desenul 44 îl numesc radier. Și o să-mi las activ doar subsolul momentan, deci să nu aveți bifate desenele de mai sus. Dacă aveți vreo configurație bifată, pur și simplu debifați din față. Deci să rămânem pe galben cu structură subsol, placă subsol, radier, pe roșu și dăm închidere. Vom desena radierul cu funcția anumită radier, pe care o găsim aici. Deci avem posibilitatea să desenăm fundații continue, fundații izolate, fundații radier. Alegem fundații radier, intrăm pe proprietăți și aici o să alegem butonul de înălțime, deci nu tastăm înălțimea radierului. O să-l facem de la cota superioară, 0, la cota inferioară cu 0. Deci, practic, am folosit aceleași definiții ca la stâlp. Deci, la marginea superioară aleg al doilea buton și dau 0, la marginea inferioară primul buton și dau 0. Deci, radierul meu se află între minus 3,1 și minus 4,1. Cam atât, îi dăm OK. Lucrări, beton și beton armat. Ai reușit, Mihai? Sau? OK.
Beton și beton armat, putem să orice prioritate, că nu interacționăm cu nimic, metru cub, material calitate, ai pus un material mai prost sau nu contează? Ok, putem lăsa același material sau punem C20-25 ca să mai variem material. Și apoi avem stil suprafață, beton armat, foarte important să alegeți de stilul ăsta 301 și o suprafață de beton. Vom da OK. Și acum ne vom desena. Cum vom desena? Vom utiliza desenul acesta cu puncte relative pentru a face o mică consolă, deci să ieșim 0,8 în afara clădirii. Mă apropii de colțul ăsta, până când apare o cuciuliță albastră, și cu tab sar în zona lui delta x. Deci vreau să fac, să respect coordonatele, exact ca la exercițiul de ieri cu zidul de sprijin. Deci ca să merg în stânga cu 0,8 relativ, trebuie să pun minus 0,8, pentru că merg contra semnului pozitiv al lui x. Cu tab sar în zona lui delta y și aici zic 0,8. Dau enter. Și acum mă poziționez pe colțul opus al radierului și respect convenția de semne. Va fi 0,8. Și minus 0,8. Deci tab ca să sar în zona lui delta y. Și enter ca să confirmăm. Deci, practic, ce am făcut a fost să folosesc niște coordonate relative. Am dat două puncte, diagonal opuse și escape ca să închidă forma aceasta. Deci aveam alternativă ca să nu punem atâtea coordonate. Când făceam radierul, dacă tastam aici 0,8, practic au un offset. Și eu când îl desenam, iese fix cu 0,8 peste. Deci era și varianta asta foarte bună de descoperit-o. Acum vom închide subsolul, deci îl voi închide cu pereți. Pentru asta vreau să intrăm în navigarea aceasta și să ne asigurăm că ne aflăm în desenul structură subsol, pentru că eu voi adăuga elemente noi și să fiu sigur că sunt unde trebuie. Pot să închid placa și las radierul PDI. Deci am lăsat pe roșu doar structura subsolului și pe gri radierul. Acum am mai multe variante, fie desenez noi pereți, fie pot să-i lungesc pe cei existenți. Cum se face alungirea asta? Pot să fac click pe un perete și mi-apar niște indicatori de care pot să trag. Fac click pe indicatorul ăsta și îl duc până aici. Și schimb. Bine, am să-l duc până în peretele celălalt. Și vom elimina și acele griți. Deci asta este o variantă, să trag de el. Mai avem și alte variante. O altă variantă este să-i dau intersecție element cu linie. Deci pot trage de un element până într-o linie. Îl găsesc în modificare. Și atunci pot să-i zic elementul ăsta se ducă până în linia asta. Și obținem cam același lucru. Doar că aici nu se intersectează stâlpi, adică el s-a oprit în fața aceasta și atunci m-a mai indicat este această opțiune numită intersecție element cu element, în care intersectez pe ăsta cu ăsta. Da, că tot să vă uit de ce nu l-a prins. Deci pot să intersectez elemente cu element cu element, dar numai dacă sunt dispuse ortogonal. Dacă încerc pe aceeași linie nu merge. Deci oricare din variante e bună, ori trageți de un perete, ori le întindeți până într-o linie. Okay. Oricum ce vedem aici este doar o reprezentare 3D, deci nu este planul de cofraj, o să-l generăm împreună cu alte funcții. Deși dacă la acest nivel
mai obținem niște intersecții nedorite între stâlp și perete, neglijați-le că nu o să apară pe planul de cofraj. Deci după ce lungiți cumva să obținem o cutie închisă, cu filtrul vom șterge grinzile acestea perimetrale. Deci vom da ștergere și folosesc aici filtrul după armoare cu bare. De fapt, nu, scuzați, ștergere și fac filtrul după grinzi. Deci filtrul după arhitectură, grindă, fac un click dreapta și selectez perimetral. Deci am dat ștergere, filtru după grindă, ok, click dreapta și selectez perimetru, elementele perimetrale și apoi dau click dreapta și le-am eliminat. Și am făcut și o infrastructură.